Prinde-mă dată, voi încerca să prind cu porumb. Patiași, astăzi toți vor urca primii. Numai noi? Deja seara. Băieții cu porumb, dar noi cu vermișori. Ori este de mâncat doar pentru pești sau pentru oameni? Știi că, pentru început, eu îți rății cam cum țin-te din copilărie eu. Și după aceea, vei arunca și tu. Uite așa. Reușim și arunc primul. Puluța nu se ridică. Stă orizontal. Așa. Maneta să fie în partea aceasta. Așa. Mai mult? Da. Așa, să fie mai atrăgător. Mai apetisant. Peștele meu! Prea mult se mișcă acolo. Să încerc să-l trag. Cât un pic. Alarma a fost falsă, iar Ghemi se atent. Deloc nu-i mâncat, dar Mircea să ne aruncăm în crică, chiar acolo. Oare ce fac fetele? Ei încă n-au prins niciun pește. Dar uite că ceva se mișcă la ei. Vreau să fac și noi mai repede să punem. Cine? Cei băieți și fetele pot să pescuiască. Gata, noi deja am prins o frunză. O frunză de salcâm. De stejar. Uite ce-am pus aici. Eu am fost în discuție cu vermișorul. Toți au ales, ba vermișor, ba porumb. Dar eu voi pune mâncarea lor preferată. Mămăliga! Din porumbul să-i punem și brânză de ori și castraveți murați? Ce bine miros, vreau eu să le mănânc. Unde-i cârligul meu? Și acum să aruncă. Mami, eu am văzut la băieți cum aruncă. Ia privește! Tati, aruncă în lac, nu pe capul tău! Tati, eu te-am rugat să-mi arăt cum să lansez, dar nu să-mi încălcești liesa. Nu, mi-e scuză că eu... Și acum ce? Trebuie să o tai! Hai, mami, că se descurcește! Sper că n-am uitat cum se face. Ține eu dus. Așa. Este. Acum, mami, suntem singuri aici, niciun pescar să ne ajute. Hai că am ajuns. Așa. Hai să întind și lesa. Mi-am schimbat locul, poate aici am noroc. A fost ceva, dar nu mai e. Ce-a fost? Măcar un pește, da. Aici a fost un pește foarte mare și a rupt și cârligul. Dar eu am prins pește. Melissa, la cât de mari sunt pești în acest lac? Eu zic că trebuie un cârlig mai mare. Și de unde să căutăm? Noi n-am luat de la magazin. Noi ziceam să luăm cât mai mici ca să prindem pești de aia micuți. Dar hai că întreb pe un pescar. Da. Uite! Taci! Uite! Am văzut, mami? Este. Să încerc? Mami, într-o parte așa, pe parte. Ridică. Este pe parte. Așa? Da. Cum e? Greu sau nu? Nu. Nu e greu. Hai, scoate, bă. Un, două... Ia. Este? Nu-i. Ce-a făcut el? A vrut să mănânce din vermișori și nu i-a reușit. Ai, este Mircea. Chiar avem pește? Da. Ori băieții câștigă acest challenge? Hai că venim noi la el. Ai prins? Da, Melissa. Este! Este de greu! Hai, ce greu? Da! Hai că îmi doare! Ce gras este! Că ești al nostru! Este cel mai gras pește pe care l-am văzut vreodată! Micuțu, te-am prins! Mare! Stai! Să scoatem căligelul! Hai, scoatem căligelul! Așa, i-am scos căligul. Oare câte kilograme are acest pește? Nu știu, mami, vreo 4. Cam așa? Ca și ghezezul meu de la școală. Dăm cu degetul. Deci să-i dăm în guriță. Stai, că prima trebuie să te dezinfectăm. Așa. Da, o poză, mami, n-am făcut. Hai să facem și o poză. Ce de mare! E gras și frumos. Hai și-l punem la grătar să-l mâncăm. Nu, ăsta e pește care pleacă înapoi în apă. Hai, facem poză, Mircea. Ce faci? Stai un pic. Nu te zruncina, așa. Așa. Hai. A plecat încolo. Pa! La cât de mare a fost peștele, s-a îndoiat și miciocul. Am văzut belula. Băieți, mai lansăm o dată, poate le întrecem și mai mult pe timp. Iarăși trage la noi. Iarăși la noi. O ridicăm, încet. Așa. Și uite un pic. Așa. Îi facem, o tragem așa un pic. Ăsta e tare. Iarăși așa un pic. Așa, hai. Iarăși, hai. Ai spus singur, Mircea? E foarte greu. Oare nu este aici vreo lecție? Un pic lasă-l. Balenă, nu reclină. Hai, îl lași așa un pic, îl lași. Da? Și iar îl tragem. Așa, hai. Iarăși ducem la dânsul, iar ducem încolo, așa, și iar îl tragem lateral. Nu-l văd! Este! Ia uite, Ionuț, uite aici! Așa. Este! Asta e mai altfel. Este mai slab, dar că mai lung. Este mai alătos. Hai, stai un pic. Acuș. Dică tu l-ai scos. Să faci poză. Ține-te un dat la coadă. Ține-te așa mai jos, ca să nu cadă ea. Ține-te la codiță. Dar nu pot să-l țin! Am zis că nu! Hai, îl punem aici și înapoi în apă! Asta nu să pot mândrie! Ce? Hai, pune mâna! Hai, pune mâna! Mânuța! Hai! Să fac masaj! Gata! Înapoi în apă! Următorul o scoate Melissa! Așa! Și acum haideți să punem râme! Tu crezi că la râm o să vină? Desigur! Hai că mi-a reușit! Doar că nu înțeleg cum peștii pot mânca așa ceva. Hai să vedem! Până ce voi prinde ceilalți pești, eu pregătesc mantecarea. Wow! Ce miros frumos! Eu nu știu cum amestecăm. Deci eu propun să schimbăm și alt fel de mâncare, să vedem dacă prinde și la altceva. Hai să vedem. Ah, nu s-a lipit bine. Și mi-au spus pescarii să fiu atent la proporția apei. Na, nu e bine. Nu e lipicioasă. Așa. Și mai presăm un pic. Asta e mâncare pentru carp, caras și alt pește mare. Mircea, cum te-ai încumetat să faci așa ceva? Iarăși schimbăm mâncarea, Mircea. Cea veche nu se desfăcea. La pescarilor era mult mai bună. Dar s-a terminat. Cârligelul și pluta așteaptă peștișorul. Melissa, hai să recapitulăm să vedem cât de bine știi să prinzi pește cu feederul. Distanța dintre vârful undiței și momeala trebuie să nu fie mai mult de 1 metru. Melissa acum verifică nu cumva să fie încălcită lesa. Destul de ok. Strâng cu degetul firul, eliberez manevela și acum pot arunca. Bine că nu i-am dat cuiva în cap. Melissa, cât pe ce? Mă duc eu la undița mea. La o parte? Da, Melissa, cât te-ai antrenat fără momeală a fost perfect. Hai încă o dată! Încerc ultima oară! Dacă nu-mi reușește, voi încerca până... O să fie bine! Și... Sare, parcă eu minge să-l tăreață. Gata, am aflat problema! Era încălcit aici, în cârlig. De data aceasta este perfect! A ajuns până la numărul... nu știu ce număr. 7. Melissa, ești bună de dus la concurs. Strângem lesa, așa să fie întinsă, o punem lateral. De ce o pui așa, Melissa? Păi atunci când peștele trage, vârful undiței se va îndoia așa încolo și vom vedea foarte ușor. Deci îmi pun aici scaunelul și mereu trebuie să privesc la vârf. Nu cumva să scap un peștișor. Haideți fiecare să folosească momeală diferită. Să vedem care momeală va fi cea mai bună. Eu folosesc viermi. Mircea vrea să ia râme. Hei, veniți încoace! Am găsit încă un lac. Acolo! Cred că am prins un pește! Sper să fie un pește! Dacă nu este un papuc. Deja îl simt! O, Melissa! Din prima și-ai prins peștele! Încă un pește pentru... pe echipa fetelor! Ah, hai să-l cântărim! Ce ești energic! Ah, salut! Masaj? Dau cu albastru de mitilen. Bravo! Melissa, repede să facem o poză! Cât este de mare! Te rog! Scuze! Odată! Și acum, Ionuț, hai să le eliberăm! Chiar vrei să te duci tu înapoi? Imediat! Mircea, vrei tu? Bine! Hai! Să nu mă duc în apă, țin! Te împing eu! Pa, 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 pa! Măi, cât este de energic! Foarte, ăsta a fost cel mai energic din toți peștii care i-am prins. Aici! Hai, intrați! Liniște! Să nu trezim peștișorii sau se sperie. Ei, atunci haideți să luăm unghițele și să vedem dacă găsim pe aici peștișori. Eu vreau să încerc ceva. Să nu arunc undița, doar aici la mal, să văd dacă vin. Mai bine încerca să vorbești mai puțin, să nu sperii. Acum să facem liniște, să vedem câți pești vom putea prinde. Am prins! Încă un punct la noi! Abia am ajuns la balta aceasta mică și deja, Mircea, ai prins peștișorul! Eu vreau! Eu nu vreau, că ești mijlociu! Mijlociu! Sărmanul, nici n-a reușit să ia vermișorii! Ai văzut? Ce ușor! Hop! Și tragem? Ionuțu! Lasă așa! Pentru prima dată Ionuțu va prinde pește. Punem așa în jos. Nu, pe nivela lăsăm în pace. Și lăsăm undița în apă. Așteptăm. Este! A prins-o! Hai, ridică undița! Ionuț, ridică undița, Ionuț! Vedem! Este pește? Trage? Trage, trage sus! Ridică sus undița, să vedem! Hai! Hai, ridică sus undița, să vedem! Nu-i! Nu! Este, ridică! Hai! L-ai scăpat! L-ai scăpat, Ionuț! Eu îl voi ghida pe Matei cum să țină undița și când să tragă. Hai, Matei, uite-l și... A prins momiala! Și? Este ceva acolo? Da, este! Ia, hai să vedem! Încet, încet, să vedem. Hai, ridică sus. Încet, 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 încet. Hai. L-ai scăpat! Ce, Matei? Nu cred. Îl punem aici, de pe jur, în apă. Să nu-l obosim prea tare. Și îl scoatem. Unde e miciocul tău, Matei? Cum credeți, o să prind pește? Ce mai liniște! Hai, bag unța în apă și așteptăm. Bun. Dar cât timp și așteptăm? Când puluta stă mai mult timp sub apă, atunci peștele înseamnă că l-a agățat. Poți să prind pește? Poți, hai! Nu trage, nu trage! Un pește mic și care ne tot deranjează la mic. Ce este? Mami, este? Hai, încearcă! Hai, ridică un pic. Un pic. Nu tare. Gata, l-ai scăpat. Băieți, ca să vină și mai mult pește, haideți să-l hrănim! Ia să vedeți câți pești prindem noi astăzi! Ce, Ionuț? Ține! Nu trage! Da? Hai, Ionuț! O captură mare! Ionuț, o vezi? Hai! Miciocul! Miciocul! Care acum vin! Uite, Ionuț! Uite acum vine! O, e mare! Peștișorul Ionuț! Când Ionuț pescuiește, parcă prinde mai repede peștele. Eu? Nu prea. Te joci așa cum crezi tu că e mai bine. Și acum nu mai trebuie să lucrezi cu mulineta, doar cu bățul. Ridici frumos. Bravo! Intră așa... Și ieși pe mare. Și eu am prins un peștișor micuț. Așa ajunge și mâinile mele. Hai, o poză. Hai, Melissa. Adă-mi place. Așa, este. Așa. Îi scoate macul, încet. Nu pleca de mine! Păi machiajul! Nu mergi pe clasă și în apă. Cum te-am învățat? Întoarce și mergi spasa. Acum, hai! Mergi spasa! Mircea, cineva spunea că seara prinde mai mult pește. Da! Eu dă și mie undeța asta ta? Uuu, asta e mai grea! Uite așa, că m-am vreau să... te descurci? Nu știu. Eu sper zic... că este ușor. Wow, a ajuns tocmai pe mal, Melissa. Bine, hai, lasă că e undița mea. Ce face? Lasă-mă așa. Vedem și el. Așa. Hop. S-a dus! Ce-ai prins acolo? Luminează, luminează! Așa, încet, încet. Așa, wow, cum dragi! Timp. Ca să ne mari pe timp. Așa. Mircea! Ai văzut Mircea? Hai! Ce-i? E drăguț? Da? Vrei să te duci sau stai la noi? Pe iarbă? Ia, alunecă! Vai copii, ce de rege, știți voi sunteți! Nimeni nu vrea cu mine să vorbească! Ia știți ce? Eu vreau că voi singuri acum să scoateți cărligul, să... tratați peștele și să puneți gumeala. Am prins peștele și nu-l mai găsesc. Tu așa crezi? A, ba da, este. Hai! Este. Este? Da. Nu știu cum fac pescarii, dar cu siguranță sunt mai mulți. Wow, ce mare! Hai! Hai, Mircea! Eu sunt! Uite-l! Uuu, ce drăguț zici, Pirichii! Fii atent, Mircea, că el mușcă! Vrem să vedem și noi peștele! Ia uite cum! Să faci până. Eu vreau! Ce am în pește? Cred că unul mai măricel. Unde? Măricel. Măricel. Vino aici că e mâncare. Ce, Melissa? Uite-l acolo. Trage. Wow! Și la Melissa! Așa le liberăm? Și vine altul în loc. Wow, ăsta și mai mare! Nu vrea să nu! Așa! Oho! Ce grăsime! Eu nu reușesc să-mi scot acele! Nu, era să vezi! Asta e somn! Vezi că are și mustață! Are și mustață? Unde e acolo? Uite-a pe aici! Fără cârligelul aici, în margine! E în margine, fără! Mircea, cu mânuța! Hai cu mânuța, Mircea! Mircea, nu tragem, ci îl scoatem. Da, îl scoatem acolo. Fără ca să-l rănim. E drăgălaș? Da, eu îi dau eu. Pa, pa, peștișorul! Da, la balta lui Costin toți au noroc la pescuit. Și fetele, dar și băieții din familia Melimi. Deja este seara și trebuie să folosim luminițele noastre neon ca să vedem și noi loc de plută, dacă se mișcă peștele. Și am înțeles că trebuie să-l rupi ca să înceapă să lumineze. Gata, deja văd efectul! Ei, fetelor, nu vă pare vouă nimic? De ce? Vreau și eu așa licurici. Voi nu v-ați luat cu plută? Stai că e de unică folosință. O scot pe asta veche și pun una neon. Intră perfect. Lisa, dar poți să-l pui în loc de râmă, să-i fii tot așa neon, să-l vadă peștele noaptea. Dar peștele și așa vede. Are ochi foarte buni. Ca la catuncat. Wow! La Mircea? Lisa, este ceva la tine, Lisa! Că se mișcă! Fuge! Fuge! Vine aici! Nu pot! Aici! Vine aici! Nu vreau! Așa! Perfect! Oh, mic, dar foarte greu! Melissa, scoate cârligul! Vete de drăguț! Nu-i drăgălaș, cum o stropit! Și marea eliberare! Să plece la căsuța lui! Așa! Hai. Stai! Uite, nu vreau! Oh. Ce-i asta? S-a agățat coada! Ce cum fac? Iată acum să spună băieții că fetele nu sunt buni pescari. Să vedeți în plină noapte cum am prins eu un pește cu Melissa. Hai, plăiește! Iată și trofeul fetelor! Oh, tati, și nu este pește din asta care ați prins și voi, sau da? Crapă-mi! Au! Au! Fuge, fuge, fuge! Ați văzut? E viu, e prins de mami Melimi. Și noapte bună, peștișorule!